Ce pot să spun despre mine? Pictez din 1982. Am absolvit Școala Populară de Artă, clasa profesor Nicolae Iorga, secția pictură. Am început colaborarea cu Asociația Artiștilor Plastici București, unde am făcut nenumărate expoziții. Am participat la majoritatea saloanelor organizate de asociație. Am avut și expoziții personale, lucrări și în străinătate, foarte multe în țară, în colecții. Ce pot să mai spun despre mine? Că îmi place colaborarea cu colegul meu, Emil. Și ne-am hotărât că de aici încolo să facem expoziții împreună, pentru că pictura cu grafica face casă bună. Bună, mulțumesc! Bună. Mulțumesc, dragul Marian, transmitem tradiția, da? Ok. În primul rând, vreau să-i mulțumesc doamnei Panait Coca, doamna Coca, buna mea prietenă, pentru ospitalitatea pe care a avut-o. Doamnă, vă rog frumos, pentru ospitalitatea pe care a avut-o de a mă primi în această frumoasă sală pentru a doua oară. Prima oară a fost 90 ceva, dacă nu mă înșel, cu bunul tot așa. Bunul meu prieten Marian Dumitrescu, tot el era tot pe pictură, tot greu, grafică, pictură, eu pe grafică. Ce pot să vă spun eu dumneavoastră? Vă mulțumesc încă o dată onorată prezență. Mă bucur că urbea natală a județului Argeș, adică orașul Mioveni, are această deschidere pentru artă în raport cu Bucureștiul. Și când spun de ce în raport cu Bucureștiul, pentru că sunt cazuri, din punctul meu de vedere, în care am fost obligat sau așa zis obligat să vină cineva în ghilimele cu arcanul să tragă, hai bă, vin un coac, am o simeză. Și dacă cine a avut voință, a venit, cine a avut voință, dar a venit. Nu mai vorbesc de presă. Preza care e în București, nu că sunt născut, crescut în București, că sunt bucureștean, la fel ca și Marian. Da? Bun. Mai aproape de București, dar tot pe lângă București. Pentru că în București există două lucruri total diferite, și anume, există această lume cosmopolită care trăiește cu ideea că București e buricul țării. Nu e așa. În momentul în care Gdańsk, n-am loc așa pe o de emigrare pentru București. Dar în momentul în care constați cu scufoare că ieși din acea zonă care ne însemnește București, și ajungi într-un oraș care este ospitalier, cum este orașul Mioveni, oamenii sunt total deschiși pentru artă. Adică, apreciază mai mult munca, nu cu ceea ce materialele care s-au pus pe lucrările de pictură, de grafică, și după aceea o să vă spun și câteva cuvinte despre grafica nebună pe care o practic eu. Grafica nebună. E o grafică nebună, repet. Pentru că în București ce se întâmplă? Există o lume, repet, o lume politică care trăiește, zice, ai bă, mă duc eu acolo la ăla, nu e în cataloge. Ei, le-am întrebat, domne, da, dumneata, de unde pleci cu ideile, cu liniile și cu imaginația și cu ideea? Simplu și foarte logic. Modul de lucru pe care îl folosesc sau materialele pe care le folosesc sunt foarte la îndemâna tuturor. Ca nume, marcărele, stupefacție, tușurile negre, cernarea neagră, cernarea maron, cariocile, ceea ce fac copiii, culmea, ceea ce fac copiii, dar asta înseamnă la artă modernă, da? Aqua color, cera pastel, etc., combinații. În momentul în care eu mă hotărăsc să fac o lucrare,
ambele, oricare ar fi, oricare este aceea, oricare este aceasta, aceasta, din cele 27 puteți alege noastră oricare, că vă pot voi explica cam ce pe portal, cam ce tematica, cam ce reprezintă. Vă spun următorul un lucru, în momentul de, în primul rând, tehnica de lucru, iau culoarea neagră, marcă, mă duc pe hârtie, mă joc cum vor mâna, cum vrea mâna mea. Culmea, aici, la un moment dat, mă opresc și nu mai lucrează mâna mea, lucrează altcineva pentru mine. Lucrează altcineva pentru mine, adică mâna se duce în continuare. Dar mă opresc într-un punct anume. Partea de sus, partea de jos, partea de mijloc, nu contează unde, da? Ok. Mă opresc, trec pe alt palier al lucrării, mă ducă cu totul altceva și, în esență, iese ce iese. Că îi zic că aceste lucrări reprezintă o structurare. O structurare și o metamorfoză. Cuvântul e foarte bine venit. Metamorfoză reprezintă acea transformare a trăirilor interioare în raport cu eu exterior, pentru că acest opăzitul cu toată lumea știe că este yin și yang. Două trăiri total diferite. În momentul în care aceste două trăiri ajung cât de cât să se contopească, să ajungă la un unison, mai concret, la un unison, se va constata cu stupoare că se cade pe același palier, la fel ca două talere a unei balanțe, sau dacă nu, începe să se încline. Una sus, una jos. Ei, din punctul ăsta de vedere, în momentul în care privitorul vine și își luminează ochii cu o parte din lucrările mele și numai cu o parte cu lucrările mele, o parte din lucrările prietenul meu pe pictură, se va constata un lucru. Stai băi, oameni buni. Eu oare am potența, forța interioară de a ajunge printr-un fel de N mișcări de trupe să ajung să intru în sufletul Marian, prietenul meu care e cu pictura sau eu care sunt cu grafica? E un mare semn de întrebare și un semn de mirare. Și atunci unde ajungem? Ajungem la faptul și la lucrul că asta este un fel de binefacere, un fel de trăire interioară a demiurgului de culoare sau a demiurgului de griurile exploatate din negru și din maron. Pentru că ce vedeți dumneavoastră aici, de fapt sunt acea exploatare din griurile de maron și de negru. Chiar dacă nu există puțină apă care, dacă pui apă în duș maron sau negru, vei constata foarte, foarte repede că se duce ca o pară și apare descompunere. Ajungând pe descompunere, ce? Ajung la următorul lucru. Păi stai băi, omul ăla, ce-a vrut să zică? Cum este, de exemplu, aceea lucrare cu un om care deasupra are, de fapt, are o cochilie de un osboi. Deci asta poate fi interpretată. Dom'le, omul s-a născut în mări. Prima oară viața a apărut în mări sau pe partea terestră. Deci sunt niște lucruri total diferite care se cam lovesc cap în cap și, într-adevăr, tematica este, cum să vă spun, dar tematica este foarte vastă. Și încă un lucru de vreo un an, da? Și dragi vizitatori ai acestei simene, de un an și ceva, am experimentat următorul lucru. Mă duc cu dușe, fac, scot în evidență, mai pun și culoare. Ei, și în momentul prin acele linii, ai senzația că explodează, că iese din lucrare, că ajunge undeva pe pereți. Deci ajunge la un 3D, la un 4D și așa mai departe. Sigur, și pictura și grafica sunt două surori care fac parte din acela lucru care se numește arta vizuală, dar lucrul pe undeva dureros, sau mai puțin dureros,
este faptul că în era actuală, în secolul 21, arta este nu de mult a, de mult a trecut orice, de mult a, a trecut de gradul de a fi orice nu șereastră. Arta pentru unii zice, hai bă, că încerc scuze pentru vocabularul pe care am, dar eu încerc să redau acum un aproximativ, am cum se discută. Mă, domne, la cât costă o lucrare de aia? Domne, atât. Auzi, domne, știi ceva? Nu vrei dumneata, domne, să mai dați mai puțin, dar așa că cine știi că pe mie mi se pare că nu are sticlă, nu are ramă, cum e prezentarea aia direct înlutită pe carton să se bată exact lucrarea? Și vă mai spun un secret, de ce am făcut chestia asta? Să se vadă și greșeli, o parte din greșeli care sunt făcute. Pentru că sunt genul domn care să primesc greșelile în față, mi se spune, domne, vezi că pe acolo ar trebui mai multă lumină, acolo mai scoate din aia și așa mai departe. Și revin la ideea. Zic, bine, domne, nici ca bine, nici ca mine, nici ca dumneavoastră, că e greu, jumătate, jumătate. Nu, domne, te rog eu frumos. Păi adică ce mă rog? Moca? Moca am dat orice să întreabă. Moca să mai dau în continuare, câteodată prefer să stau cu sutele de lucrări în casă. Decât să le dau moca, a, cadouri, la prietena, aniversării, căsătorii, onomastic, botezul, recitarea, nu contează. Dar aici, este, aici se pune punctul de vedere și aici e marele punct de întrebare. Oare de ce această nație românească, de ce nu se vrea să se ridice la nivelul care a fost în perioada interbelică, când era pe timpul lui Carol al II-lea, a fost într-adevăr și literatura, și cultura, și sculptura, și pictura, și grafica. Erau ridicate, domnule. În perioada aia s-a ridicat biblioteca regală. În perioada aceea era un Grigorescu, un Isă, un Ciuculencu și așa mai departe, domnule. Ca să nu mai vorbesc de Unisă și așa mai departe. De ce oare în această societate actuală să ne întrebăm? Dom'le, de, nu faptul că eu fac ce fac. Prietenul Marian pictează. Da? Pictează superb. Pictează superb. De ce? Să ni se spună la băi, știți voi, voi n-aveți ce face, duceți-vă pe la culcat. Ia duceți-vă voi la o bere cu prieteni și lăsați voi ei. Grafica, cultura și așa mai departe, că ce aia, a, bă, bem o bere, bem un plin, o litru de vin de la o fetească de, sau un bobozeni, nu? A de la așa, țăpănos, un cafe, și gata, ne-am dus acasă, am băgat în pat, a doua zi, merge la muncă, nu? Prietenii tăi sunt de valoare ca și tine și nu o să avem probleme. Îmi pare rău că, din păcate, am imitat mult mai multă lume și... E bine și așa. Doar cei prezenți au răspuns, dar e, asta este, știi foarte bine cum este în ziua de astăzi. Am o experiență de atâția ani și eu. Da, pot veni, da, expoziția va fi deschisă până la sfârșitul lunii. Chiar mai mult mă vă răspundea, dar trebuie să lăsăm. Nu e problemă, nu e problemă, din punctul de vedere. Probabil că veni în luna decembrie, fiind mai multe evenimente, să facă mai multă lume. Da, da, sigur, sigur. Poate la anul cer ei, zic, haideți, mai aduceți expoziție. Da, primul la Bioveni, că e bine. Mulțumesc și presei că au răspuns din nou. Ce evenimente aveți până la sfârșitul anului? Evenimente, deci nu mai am... am doar evenimente cu copiii de la cercurile mele. Deci evenimente mari, am câteva spectacole de muzică populară, am avut teatru. Deci cam de sfârșitul de anul școlar, de Moș Nicolae, deci deocamdată nu vă pot da așa un eveniment mare la care să... Le lăsăm surpriză. Le lăsăm surpriză, da. Așa, cel mai bine. Cel mai bine e așa. Spune. Și vreau să vă mai spun un lucru. Încă o dată, mulțumesc să rămână. Nu, mulțumesc pentru cordialitate, pentru tot, cu tot ce a fost, pentru că tu ai zis că foarte puțin.
puțină lume din ce am fost. Chestia asta e valabilă, e peste tot. Preferă să se ducă la o crimă. Preferă să se ducă la o crimă undeva decât să vină să vizioneze niște lucruri de altă. Nu știu, aici ai. Uite, treaba cu valoarea. Să știi că valoarea poate sta într-un singur punct pe o pagină albă, sau valoarea poate sta pe niște lucrări desfășurate plecând de la un punct, sau valoarea poate sta, bineînțeles, pe un punct pusă pe o punct. Valoare. Valoarea, cuvântul ăsta este secundă, poate ajunge poate să vină la absolut. Valoare, când spui valoare. Valoare bună, ok, valoare pentru aia, pentru aia, pentru aia. Ce contează cu scopoare? Ok, niciun fel de problemă. Valoarea rămâne. Dar măcar aprecierea umană a celor care vin să vizioneze, măcar aia să reprezinte valoarea. Că dacă intrăm în detalii cu valoarea, înseamnă că nu au comă. Deci, încă o dată vă mulțumesc pentru găzduire, din punctul meu de vedere, și la anul vă promitem că vă mai călcăm de vreo două ori. Două ori de puțin, pe puțin, în afară de proiectele pe care eu și Marian avem pentru anul, dar să ne dați, știți, pentru că se apropie aproape sfârșitul anului, vă doresc din tot sufletul să vă dea Dumnezeu, cum zice Ardelean, sănătate multă, numai bucurii, un an cu sănătate, cu împliniri și să uităm de tot ce ne înconjoară. Putem dacă vrem.